ce ocazie astăzi la Brașov? Inaugurăm La un loc a 20-a cauză susținută de Asociația Zi de Bine. Astăzi se vorbește atât de mult despre distanțare și înțeleg perfect rolul distanțării, dar ne e atât de dor să fim din nou la un loc. Și asta ne-am propus, să creăm un spațiu în care oamenii să poată să stea la suficientă distanță unii de alții, dar în același timp împreună. Asta fac la Brașov și mă bucur tare că prietenii noștri de la Fundația Comunitară Brașov au recepționat foarte bine ideea pe care le-am propus-o și sperăm ca acest loc să fie tot timpul plin de bucurie și de oameni care vor să se adune și vor să împărtășească gânduri sau idei. Unde în țară mai sunt astfel de locuri? Nicăieri nu e un... Acesta este un proiect pe care Asociația Zi de Bine l-a făcut special pentru Fundația Comunitară Brașov. Însă vă mărturisesc că am primit foarte multe solicitări de la alte fundații comunitare din țară și ce îmi place mie mult, mult la proiectele Asociației Zi de Bine este că sunt foarte replicabile. Îl facem într-un loc, dar el se poate face apoi oriunde. Și dacă e cineva care se simte inspirat de proiectele pe care noi le susținem, ne-am bucurat foarte tare să le vedem peste tot în țară. Ce este primul proiect pe care îl faceți la Brașov? Ce ați mai făcut pentru noi? Am mai fost în Augustin și împreună cu fundația sau cu Asociația EduBaz am făcut acest proiect, am transformat un troleibuz scos din circulație într-un spațiu de învățare pentru copiii din satul Augustin și mă bucur foarte tare să văd că în fiecare zi acolo, atunci când se poate, vin copiii să facă lecțiile după școală și nu numai lecții, au ateliere de gătit, de modelat în lut și o mulțime de alte proiecte. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, Asociația Zi de Bine și-a făcut debutul la Brașov, deși nu era în plan, dar noi ne-am născut odată cu primul caz de COVID din România și în momentul ăla aveam ce opțiuni? Să închidem tot, să abandonăm și să așteptăm vremuri mai bune sau să ne adaptăm proiectele la ceea ce se întâmpla. Nu se vorbea decât despre pandemie. Și atunci ne-am spus unde în țara asta e nevoie de ajutor. Știam despre Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov că era în amenajări, că era în renovare, o aripă importantă și ne-am propus atunci să strângem 50.000 de euro pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov. Reacția comunității brașovene a fost absolut impresionantă. Oamenii aceia au zis, da, ajutăm acum, pentru că acum e nevoie. Și de la acest proiect mititel, care s-a numit Scut pentru Spitale, unde ne-am propus să strângem 50.000 de euro, ne-am extins la aproape 100 de destinații, spitale sau cabinete de medicină de familie, unde am ajuns cu un echipament de protecție, cu aparatură medicală, în valoare de peste 1 milion de euro. Multe premiere la Brașov. Și ceva îmi spune că nu o să ne oprim aici pentru că e atât de faină comunitatea brașoveană și atât de receptivă la ideile pe care le propunem, încât de ce nu ne vom întoarce. Vă mulțumim, vă mai așteptăm nu numai să ne oferiți, ci să ne capacitați, să ne mobilizați și pe noi să participăm la toate aceste proiecte. E foarte simplu, dacă cineva vrea să participe la unul dintre proiectele Asociației Zi de Bine, poate să-și doneze ziua. De ziua ta, fă o faptă bună, fă cinste cu o faptă bună, adică roagă-ți prietenii ca în loc să-ți cumpere un cadou pe care poate să-l pui într-un colț și nu te mai atingi de el, banii aceia pe care i-ai dat pe cadou să-i pună în contul tău de fundraiser și dacă strângi cadourile a 2, 3, 5, 10 prieteni cu ei, poți să faci o faptă bună. De fapt, prietenii tăi îți vor da în felul ăsta un cadou foarte special, puterea de a face bine. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Bine, bine!